De aproape două decenii și jumătate, Comuna Roiești are același primar. Gheorghe Drăghici a strâns 6 mandate și își mai dorește încă unul. Spune că nu va încerca să convingă pe nimeni pentru că locuitorii au văzut singuri investițiile care s-au realizat până acum. Am 6 mandate și mai intenționez, mai merg pentru un mandat. Dacă lumea mai vrea să mai mă aleagă, mă alege. Dacă nu mă alege, nu mă alege. Asta e nicio supărare. Eu în aceste 24 de ani am realizat multe obiective și oamenii le știu, le cunosc, nu vreau să le amintesc. Am proiecte în continuare acum, că dacă tot m-ați provocat, am în derulare o alimentare cu apă care este în fază de aproape de finalizare, 80% e realizată. Pe 15 mai sperăm să o punem în funcțiune, să aibă oamenii apă la robinet în satele Râpa, Cărămin și Piscu Scoarței. Mai am un proiect pe OG28 de asemenea cu 7,9 km de drum care trebuie să modernizez și aceste drumuri, să fac legătura între satele de reședință ale comunei și să preiau și în același timp și mijloacele agricole de pe drumul național și pe drumurile județene, să le bag pe drumurile colaterale. De asemenea, am în vedere un proiect foarte vast pentru 6,5 km de extindere canalizare, dar vorbim în mandat, nu vorbim mâine sau poimine, să nu ceară cineva mâine sau mine. Am un proiect pe drumul agricole care îl pregătesc pentru PNDR și mai am de asemenea 1,5 km tot pe PNDR, tot drumuri. Și cam închei cu modernizarea drumurilor din Comuna Roiești, având în vedere că avem 53 de km de drum comunale, sătești și colaterale, din care avem asfaltate până la ora actuală vreo 17 km, restul vorbesc de drumuri colaterale și nu național, nu vorbim de național. Și sper ca în 2020 să fie totul realizat 100%. Ce șanse au comunitățile sub 2000 de locuitori să mai obțină fonduri europene, domnule primar? Da, am văzut că în ghidul solicitantului există o asemenea provocare, dar noi, eu am una din problemele, am reușit să am două asociații intercomunitare și dacă noi reușim pe plan local, nu numai eu, am să poate rezolv cu cele două asociații pe care le avem noi constituite. De asemenea, am intrat și într-un GAL, Oltes Cerna, care are sediul la Berbești. Sperăm că și acolo să promovăm ceva proiecte. Și vă spun, nu există să nu se poată. Oricum, dacă voință există și lucrezi cu suflet, se realizează multe în viață. Numai să ai voință și să ai și gândire în același timp. Cu cei 24 de ani de vechime în funcția de primar, Gheorghe Drăghici nu este cel mai vechi primar din județul Vâlcea. Dumitru Pearcu, șeful executivului local de la Tomșani, stabilind acest record absolut.